Un PSD-ist numit secretar de stat în Ministerul Energiei acuză că altcineva s-a folosit de numele său ca să ceară bani de la prefecți și șefi de companii. Constantin Ștefan a anunțat pe pagina de socializare că a depus plângere la organele de anchetă pentru furt de identitate. Vă aduc în atenție faptul că o persoană necunoscută care se dă drept persoana mea, Ștefan Constantin, secretar de stat în Ministerul Energiei, sună la prefecții de județ și la directorii din Hidroelectrica pentru a cere sume de bani și alte foloase necuvenite, inclusiv materiale. Rog pe această cale ca atunci când sunteți sunați de o persoană care se dă drept Ștefan Constantin, secretar de stat din Ministerul Energiei, cerându-vă sume de bani și foloase necuvenite, să anunțați de îndată organele abilitate în vederea luării cu celeritate a măsurilor legale ce se impun în vederea pedepsirii acesteia, a anunțat Constantin Ștefan pe pagina de socializare.